În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle, și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Oh,
pământul pe deplin, să răsune de unim, pace pe pământ și bună voire. Astfel ne amintim de corul îngeresc, care a fost trimis de Tatăl cel ceresc, să vestească pace, pace pe pământ. Și ne mai
Nici o suprire în al său.